un pipicu, neneacule. Bine, dumneata, poți să fii pipicu, dar vezi că asta e asta, că nu sunt neneacu. Neneacu e frate. Atunci, neretu Iancu, al dumitale, este o canale. Dar pentru ce, domnule? Asta mă privește pe mine. Mă privește familia asta, mă e. Da, și-l aștept aici pentru ca să-l iau de piept și să am o tămăcire cu dumneavoastră. Să vedem pentru ce. Da! Pentru ce? Ah, și la ce să geaba? Nene Iancu e la Ploiești. Posturi! E la București. Nene Iancu e la București? Da, care să vii aici. Așa? Nene Iancu. Neneam cu să vii aici? Am tupit. Sunt nenorocit. Trebuie să-mi pierd urma. Trebuie să-mi schimb costumul. A venit și Crăcănel. Crăcănel? Nu-i adevărat, m-am dat la Ploiești. Da, bă, e prea adevărat. Uite-l. Eu sunt Pipicu Neneancule. S-a nemernic o că te omor. A plecat la bal, în costum polinez. Oh, bibicule, ai scos o femeie din minți, femeie ochialunecoș, inimă zburdalnică. Asta dată nu-mi mai scapam să-ți rup șalele. Ah!
chinimbal? Ia ghici. Cine? Mița. Mița? A, da, a venit și Crăcănel. Ferește-te, Mița te caută. E, cum fac să scap de nebuna asta? Trebuie să găsesc pe Didina și să plec. Da. Și m-am magnetizat. Lucrează, m-am magnetizat. Dama de verde. Republicana. Oh, v-ați speriat? Pardon. Mă recomand Mița Baston. Mersi. Și eu, Didina Mazu. Ce cauți aici, madamo? Dumneata, ce cauți aici? Madamo. Eu? Sunt la amantul meu. Și eu sunt la amantul meu. Amantul dumneale. A fost, este și va fi amantul meu. Dumneata, ca o infamă, l-a răpit. Una de noi două trebuie să moară. Să vedem care.